Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Cred că a venit momentul să facem o radiografie a legislativului local, pas cu pas, invitat cu invitat. Pentru că, iată, ne apropiem de momentul zero, nu? 4 ani de mandat și de alegerile locale de anul viitor. Este important să știm ce a făcut fiecare dintre consilierii locali, fiecare formațiune politică în parte. Pentru că veți vedea, trec sărbătorile și va începe în plin campania electorală. Din nou cu promisiuni, fiecare dintre consilieri va veni și va spune, domnule, că voi face, voi fi mai bun, sunt mai bun decât ceilalți și așa mai departe. Bun. O luăm din timp, da? Cu aceste discuții, tocmai pentru ca dumneavoastră să aveți timpul necesar să decantați, să analizați, să priviți și într-o parte și în alta, să culegeți opinii și informații, așa încât, iată, în mai sau când vor fi alegerile, să aveți deja o opinie foarte bine conturată despre consilierii locali. Sunt 19 la număr în Consiliul Local. Începem cu domnul Sorin Olariu, singurul consilier care nu face parte nici din PNL, adică din opoziție, nici din PSD, cei aflați la putere, ci reprezintă PMP-ul. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bun. Domnule consilier, haideți să începem cu ce faceți zilele astea. Tot vă văd activ pe Facebook, munciți. Și dumneavoastră și câțiva salariați ai primăriei Pașcani, undeva în zona stadionului, fostului stadion de rugby, actual stadion de rugby. Despre ce este vorba? Da, după cum știți, eu din vară am început acest proiect și l-am și intitulat, dacă vă aduceți aminte, adică am spus ceva de genul că am înfiat stadionul de rugby, da? Am început de atunci, bine, și cu ajutorul primăriei CEDEP, că n-aș fi putut singur, că erau multe probleme acolo. Am aranjat cât de cât gazonul, am montat alte porți noi, mai mult, am făcut niște puțuri astea. Ei, acum, ca să trecem mai repede, la momentul ăsta, ținând cont că acolo este o zonă inundabilă, bruștinoasă, am insistat foarte mult, de mult, de când am început cu tunsul gazonului, cu tot ce a fost atunci, cu ce am mai făcut de pe acolo. Am insistat la domnul primar, poate ne ajută cu un utilaj să refacem canalele de asanare, de secare aferente stadionului și totodată, dacă tot suntem în zonă cu acel utilaj, bineînțeles și cu acordul domnului Rusu, că acolo e o problemă, suntem pe terenul lui, refacem și pentru că nu a fost, nu-ți mint eu, cel puțin în ultimii 10 ani, să mai fi decolmatat cineva pârâul Fântânele, dacă îl știți, cel care vine la domnul Alania, merge pe lângă strada 1 decembrie 1918 și undeva pe la Ceferiștilor vine spre domnul Rusu, da? Și este în strada Fântânele. Porțiunea de pe proprietatea domnului Rusu nu a fost decolmatată. A mai făcut dumnealui ce a mai făcut, dar a trebuit acolo, nu știu neapărat dacă nu era și treaba prorămân, dar nu mai contează. Important e că am reușit să deblocăm acea zonă, că era singura cu probleme, că era cu stuf și cu așa, și important e că se rezolvă. Dar care vor fi efectele? Acolo e clar, e o zonă inundabilă. Cât de importante sunt aceste lucrări pentru teren, de exemplu? E important pentru că pârâul, cel care vine din zona asta Fântânei, inunda zona, pentru că când ajunge la domnul Rusu pe proprietate, nefiind decolmatat acel pârâș, efectiv băltea acolo rămâne, nu mai crucea, staționa. Și implicit se răspândea pe toată suprafața și venea și la stadion. Da? Ei, și am făcut deci pârâșul și pe aia de jur împrejurul unei proprietate, domnul Rusu, unii se mai poate, că atât se mai poate, să mai facem chiar mâine cel târziu, terminăm lucrările acolo și să face acel șanț pentru într-o acumulare ape, ca să se retragă apa din zona terenului, să aibă unde să... Merită tot acest efort pentru terenul de rugby de acolo? Păi dacă nu ar fi meritat, nu m-aș fi apucat. Vă dați seama că eu oricum vin din zona privată și... În general, nu investesc în ceva în care nu cred și nu investesc în, hai să zic, în nimic, da?
Eu știu că sportul, și mă refer aici la rugby, are, văzând că are și performanță, am fost și eu la un moment dat jucător de rugby și am zis că hai să încercăm să împingem lucrurile mai departe, pentru că avem performanță și avem și cu cine și cu ce, doar mai avem nevoie de teren. Și dacă reușim oarecum și mai și înțelegi domnul primar în primăvară să ne dai și niște bănuși pentru un gazon, deja suntem... Cum arăta înainte, cum arată acum baza? Oarecum mai bine, vă dați seama că era plin de stuf, cei care sunt în zonă cu noi, nu mai zic, era acolo, era WC-ul public, efectiv. Efectiv, credeți-mă că de multe ori mă duc acolo și dacă uit poarta deschisă, sunt vin prin piață și caută fel de colțuri. Da, deci nu poți să deșurzi poarta deschisă, că imediat... Păcat, pentru că rugby la Pașcani e un sport cu tradiție și de multe ori l-am auzit pe domnul Tarcan spunând, doamne, trebuie să facem ceva, trebuie să avem o bază sportivă pusă la punct. Da, eu îmi doresc, ce își dorește și domnul Tarcan, ca anul viitor, deja prin vară, să avem competiții la nivel național, să avem, eu știu, aici, la Pașcani. Putem să organizăm și Cupa României, la fete, la mai multe variante. Să avem și noi, să începem cu echipele de băieți, pentru că aici este mai rău, neavând fetele mai avem, dar băieți mai puțin. Deși în zona asta, dintotdeauna Pașcani a fost un bazin de unde s-au putut extrage jucători mari și exemple sunt nenumărate. Și antrenori buni. De antrenori nu mai vorbim, că încă avem noroc că îl avem, cum spunem, în putere pe domnul Tarcan. Da, e bine că mai vorbim și despre alte sporturi, pentru că ați văzut în ședințele trecute s-a discutat despre faptul că fotbalul înregistrează rezultate rușinoase la Pașcani de ceva vreme. Și s-a pus în discuție dacă se merită sau nu finanțat în continuare clubul sportiv sau dacă nu cumva acolo trebuie găsite alte soluții, să fie o altă perspectivă. Acolo eu am spus, dacă vă aduceți aminte, de ceva ani de zile tot spun, haideți să vedem ce e acolo, că nu este în regulă ca echipa de fotbal din Pașcani să fie în Liga 3, să retrogradeze în fiecare an și se trezească dimineața tot în Liga 3. Deci nu se poate, pentru că am spus, spiritul competițional lipsește cu desăvârșire, pentru că n-ai cum. Mă duc la am dat exemplu ăsta, mă duc că mergem astăzi la meci, da, luăm bătaie cu 1-0 sau 10-0, depinde acum, și mâine mai trezesc că primesc mesaj că am câștigat cu 2-0 sau mai știu cât. Da? Deci nu mi se pare în regulă. Acolo trebuie reconstrucție și am spus-o și la un moment dat chiar am intrat în vizorul unor comentatori care spuneau, domnule Colariu, vrea să distrug fotbal. Nu vrea să distrug fotbal. Vrea să reconstruim. Cum încerc și cu ruibile să reconstruim. Să plecăm din ce mai avem și să plecăm. Da? Am zis, lăsați echipa de fotbal să retrogradeze Liga 4. Joci cu junior ce ai și ai. Când ai jucători buni și te poți ridica, acestea să acceadă în Liga 3 pe forțele lor, prin spiritul ăsta competițional, nu așa. Ne trezim am promovat și nu știm de ce. În fiecare an de la bugetul local se alocă jur de 1 milion de lei, 10 miliarde de lei vechi pentru clubul sportiv și banii nu ajung. Adică se tot spune, doamne, dacă vreți să faceți performanță, avem nevoie de mult mai mulți bani. Sunt și limite legislative, administrative, prin care Consiliul Local, administrația locală nu poate interveni, nu poate finanța direct. A fost făcut un apel de către primar, nu știu dacă este târziu acest apel, dar iată, a fost anunțată disponibilitatea ca această echipă să fie preluată, dacă mai este cineva interesat să investească în echipa de fotbal. Ce șanse credeți că sunt pentru a fi preluată de investitori, de oameni iubitori de fotbal până la urmă? Ideal așa ar fi, cu ajutorul primăriei și un finanțator să meargă mai departe. Dar uitați că ăsta, deocamdată, ăștia sunt bănuți, trebuie să încercăm să-i drămuim. Da? Pentru că rămânând în Liga 3, cheltuielile sunt mult mai mari. Da? Și un arbitraj la un meci și costă 1.000 de euro. Când tu cu 1.000 de euro poți să investești în alți juniori și așa mai departe, în echipe mult mai mici, care necesită nu mari cheltuieli sau extraordinare. Sunt care vin de plăcere. De la un anumit nivel, la un anumit vârstă, e normal să-i plătești pentru că au și ei nevoie de
ori au nevoile lor, numai. Cât sunt copii, cât mai sunt la mama acasă, ca să zicem. Dar credeți că la Pașca mai este public pentru fotbal? Spunea domnul Avramin, doamne, cum era înainte, erau tribunele pline, iată, nu mai vine nimeni la fotbal, nu mai este interes pentru fotbal. În orice sport, dar trebuie să, în primul rând, trebuie să zic performanță, ca să poți să atragi. Pentru deci nefiind performanță... Nefiind performanță, la ce să te duci? Pentru ce? Și condiții. Dacă stai și te uiți un pic la tribunile de la CFR Pașcani, fostul CFR Pașcani, cam jalnic, da? Asta e, terenul arată bine, doar atât, doar terenul. Pista de, dacă ați sesizat, pista de zgură este inexistent, nu mai este, a fost invadată de iarbă, n-a fost întreținută, a fost invadată de iarbă și nu mai zic de, hai să zicem, bălăriile de rigoare pe acolo, prin jur. Trebuie un pic mai, cum spun eu, mai multă gospodărire, da, în zona aia, dar da, nu știu. Credeți că se impune și schimbarea conducerii de acolo? Vă întreb pentru că, în mod evident, întrebările și răspunsurile ar trebui căutate acolo, nu? Logica este simplă. Atâta timp cât ai un manager și a dovedit că nu a reușit să facă nimic, hai, nu neapărat nimic. Dumnealui spune că are realizări. Eu nu le văd. Poate eu sceptic. Dar hai să întrebăm mai mult de persoane să vedem. Văd ceva realizări pe acolo, să văd ceva, eu vreau să văd ceva nou, ceva schimbat. Avem, nu știu dacă mă înșel, domnul Mandri, care are 8 ani acum și ca. Nu văd nimic. Deci absolut nimic. Vă aduceți, dumneavoastră, aminte de o performanță notabilă? Doar atât, prin munca domnului Tarcan, sau au mai fost ceva realizări, sunt copii de la atletism, și cine mai aparține de... Și ceva cu șahul. Șahul și dacă a mai fost ceva cu tenisul de masă. Și îmi pare că domnul Ifrim, el e implicat în chestia, dacă nu mă șel că ar fi ceva cu clubul copiilor. Dar cam atâta. Deci sunt doar, hai să spun, din vina celor care, vina între ghilimele, care se implică și... Este meritul lor, în mod evident. Clar meritul lor, că... De multe ori chiar duc bani de acasă. Vă spun eu că duc bani de acasă. Da, și alții muncesc pro bono, adică se implică foarte mult fără să fie plătiți. Bun, domnule consilier, suntem aproape de sfârșitul anului, în momentul în care cu toții ne facem un fel de bilanț al anului, în cazul de față 2019. Ce v-ați propus la începutul anului? Și ce ați reușit să realizați din ceea ce v-ați propus? Vă întreb asta în calitate de consilier local, în mod evident. Anul ăsta am continuat și ce mi-am propus, ce, cum spun eu, cel mai mare deziderat al meu este de a schimba nu neapărat fața consilierului local, vreau să mă refer la modul lui de lucru, da? Și asta am început de anul trecut, pentru că am văzut că, așa, stând pe margini și comentând, nu se întâmplă nimic. Deci am fost și eu în tribună, da? Am fost în tribună și nu am văzut că nu se întâmplă nimic, am coborât în teren, dacă să vorbim în alți termeni. Și vă spun că e foarte greu în teren, e mai greu decât din tribună. Se vede. Da, se vede, e foarte frumos, acolo spui ce, cum ar trebui să facă și atât. Deci când te apuci de treabă, lucrurile sunt diferite. Păi, sunt diferite total și aici vreau să schimb... paradigma asta a consilierului local perfect, care stă și se uită și dă sfaturi, da? Pentru că el când se uită, e perfect. Adică știe consilierul constatator. Și numai consilierul, văd și la alte partide care vin acum din urmă, toți le știu pe toate, tot cu vin cu contraargumente, deci nimeni nu și m-a uitat și în consiliul local. Când vin cu o propunere, nu știu, parcă și o parte din funcționari vin cumva să demonteze acea, deci nu vin, domnule, hai să, măcar hai să o punem în discuție. Deci prima reacție este să o demontează, să spună, nu este bun. Deci asta este prima reacție, indiferent. E, și trebuie să te lupți. Surprinzător în contextul în care în Pașcan sunt atâtea lucruri de făcut. Da, da. Ei, dar v-am spus, cel mai bine e acolo când stai în tribună și cu datul cu părerea, e sportul nostru municipal, da? Că asta merge cel mai bine. Vă care e cea mai mare performanță. Dar când e vorba de muncă, e mai greu și eu știu acest fenomen. Numai pentru orice realizare, orice aprobare trebuie să dau nu știu câte telefoane.
Nu mai zic, domnul primar și domnul Popa, cred că când văd că sunt telefonul și vede numărul meu, iarăși. Aveți tot o explicație? Unde sunt aceste blocaje? De ce sunt astfel de blocaje și cum pot fi ele eliminate? Pentru că sunt, e adevărat, probleme, dar nu putem scăpa de ele? Da, eu cred că, sincer vă spun, i-aș propus domnului primar să facă ceva în primăria cu niște schimbări, niște, nu știu, mai sunt niște șefi de servicii pe acolo, niște reorganizări, în sensul că îți mai iau oameni, că sunt, mă uitam la stația Riser, la domnul Pop acolo, sincer vă spun, sunt cam puțin de ei. Și să-i întins. Mai sunt și cei la pastul 16. Ar trebui mai mulți, nu? Da. Și mă uit la pastul 16, da? Și acolo sunt puține, aia vin câteva ore, vin la 9 și pleacă la 2, știu să facă, nu știu să facă, deci nu ai, ca zic așa, nu să calificați în ceva anumit. Domnul, când spun, domnule, asta lăs să-mi tundă numai iarba, că știu că o face bine. Și la iarnă vedem noi ce mai facem cu el. Adică știu că asta face două lucruri bune. Așa, acolo toată lumea face de toate și nimeni nu face nimic. Uitați, vă dau un exemplu. Am avut o emisiune cu primarul de la Hârlău. Spunea că a modernizat și modernizează în continuare, are acest proiect în derulare, iluminatul public cu muncitori, cu muncitorii primăriei. În sensul că primăria a cumpărat lămpi de ultimă generație și ele sunt puse, montate, chiar de către muncitorii primăriei. În felul ăsta, fiind economisiți bani destul de mulți, dacă ar fi avut un contract cu o firmă de specialitate. Pe când, iată, Pașcaniu are o altă abordare. Unii zic că ar trebui abandonată, părerea mea că trebuie continuată, altcumva nu vom avea iluminat modernizat în Pașcani, dar care este mult mai costisitoare. Da, aici, știți cum e, depinde la viziune, la viziune, de la om la om, de la modul de implicare, sunt mult mai multe. Pentru că, și cum discuții pe care le avem în Consiliul Local, eu am o părere, una părere, important este să ajungă la soluția corectă și să se înțeleagă, că, pentru că, nu știu dacă ați zis, mai sunt prin Consiliul Local, consilieri care numai ei au dreptate, deci nimeni nu are dreptate decât domnilor lor. Și în modul ăsta de lucru nu pot să ne avansez. Ați văzut că a fost scandal, domnule, că proiectul de iluminat costă 28 de milioane de lei, da? Uitați că a ajuns la licitație 18-9 și am spus, hai să așteptăm licitația, nu să începem să facem scandal. În afară de faptul că, am mai zis, ideal ar fi fost pe fonduri europene sau, uitați, varianta primarului de la Hârlău, da? Foarte bună și asta. Dar, deocamdată, asta avem, cu asta defilăm. Nu mă putem, știu că unii s-au bucurat ca la alegeri acum să nu se facă, să nu avem iluminat. Dar eu, sincer, m-am săturat să nu mai fie iluminat, da? Și nu mai pot permite să mai aștept încă 4 ani până se mai deschide o axă pe fonduri europene. Nu pot să mai aștept, și alți ani de implementare. Și așa mai departe, cât da. Și eventual alte forme. Asta este, ăstea suntem... Bun. Revenim la listuța dumneavoastră. Ce ați făcut anul ăsta? Da, anul ăsta am avut mai multe propuneri, dacă vă aduceți aminte, și am propus în propuneri și aprobate în același timp în bugetul local. Am propus și s-a și eu aprobat studiul de fezabilitate pentru modernizarea străzii Grigorie Ureche din lângă școala din Fântânere, modernizarea străzii, studiul de fezabilitate pentru modernizarea străzii Amurgului, modernizarea trotuarelor pe strada Dragoș Vodă parțial, pentru că avem un tronson de la semafoare până la aici în zona asta școlii din Fântânere și după aia mai avem porțiunea cealaltă de la spre ieșirea din oraș, de la este acolo un podeț până exact la ieșirea din oraș. Studii de fezabilitate pentru cișmele. Avem grupurile sanitare din Deal și din Vale, am propus tot așa studiul de fezabilitate de unde am putea amplasa, pentru că aici avem o problemă mare și cu cișmele, n-ai un să bei o gură de apă, n-ai un, în caz de ceva, ai o problemă și ieși prin oraș, oarecum ești la o distanță mai mare sau poate nu ești din oraș și ai o problemă ce te faci, da? Ajungi să te duci, te rogi prin nu știu pe unde este așa. Studiul de fezabilitate pentru sensul giratoriu de la Kaufland, care și aici, iarăși, din nou, a trebuit să mai fac din nou încă
o cerere către cei de la... Am văzut că nu se mișcă nimic, am mai făcut o cerere, am înaintat-o către Comisia de Circulație. Și acolo s-a văzut câte discuții și așa, în sfârșit s-a aprobat. Acum s-a aprobat, să vedem și implementarea, pentru că, na, asta e situația. Eu am făcut cât am putut, am avut discuții și cu șeful poliției locale și cu șeful poliției rutiere și cu domnul primar și cu, nu știu cu cine n-am mai vorbit, dacă n-am dat nu știu câte telefoane. Din punctul meu de vedere am făcut tot ce e omenesc posibil și peste ce e omenesc posibil. Dar asta este, am încercat să împing lucrurile înainte. Acum sperăm să fie bine pentru că ați văzut. La ieșire din Kaufland, aproape săptămânal avem accidente acolo. Și Doamne ferește, de altceva să fie și mai rău. Ce mai am? Mai am câteva proiecte depuse. Mai am două proiecte. Dacă vă aminte, nu știu ce se întâmplă. Am să dau un telefon, nu știu ce se întâmplă la secretariat. Am proiectul cu Adoptă un spațiu verde, da? Un proiect foarte frumos, eu l-am văzut implementat în Cluj, extraordinar, deci spații verde adoptate, vine o societate comercială, o asociație de locatari sau o persoană, vine cu un proiect la primărie, merge la cei la spații verzi, îl vizează și îl implementează. Simplu, ar trebui să fie simplu, acum vedem cum va fi și... Bine, va fi un caiet de sarcini. Poate ar prezenta interes dacă ar trece de consiliul local. Sincer vă spun, eu personal și două persoane și chiar m-aș implica și eu. Pentru că, din punctul ăsta de vedere, poate dăm și un imbold municipalității să inspirăm, da? Dacă nu să împingem în față. Că nu o să vadă că avem o zonă unde, spunem... Și vă dau exemplu aici. Ștefan cel Mare, rondul ăla de Cânăi, când mai vin prieteni și mă zic, domnul, trec prin Pașcani și parcă nu s-a întâmplat nimic de nătăța ani de zile. Și spun, măi, prin centrul ăla acolo, aveți rondul ăla frumos acolo, ar trebui să fie o minunăție. Dar asta e, și am spus, dacă iei o bucată de acolo și dacă cineva face o insuliță aici, una așa, bănuiesc că municipalitatea o să înțeleagă că trebuie să facă și restul. Dar, în fine, asta e. După aia, proiectul cu parcările pentru mașini electrice și implicit cu acele stații de încărcare, momentan pentru câțiva ani, să fie gratuite, da? Pentru a, cum spun eu, cum mulți domne, cea mini, golere de asta, domne, sunt mașini electrice, așa, nu sunt, păi, dar dacă nu vii cu ceva, exact, nu au, păi, el știe că, cum spun eu, nu neapărat că, hai că acasă sunt stații de încărcare, poți să-ți cumpere, dar ce se întâmplă pentru cei de la bloc, ce faci? Vine, dacă stă la etajul 4, dă un fir jos. Propunerea asta e extrem de interesantă, pentru că pe axele principale, pe drumurile principale, în localitățile care sunt pe drumurile județene, naționale, astfel de investiții deja sunt în derulare. Iată, la Târgu Frumos, chiar pe E85 sunt localități puse pe hartă pentru astfel de investiții făcute fie din fonduri guvernamentale, fie din fondurile distribuitorilor de combustibil. Pașcaniu nu este pe hartă, nu este prevăzut orașul cu o astfel de investiție. De ce? Pentru că, iată, suntem așa într-o zonă între drumurile principale. Și atunci, poate autoritatea locală se implică și ar avea obligația asta să facă astfel de investiții necesare. Dacă n-ai unde să încarci, n-ai astfel de stații, normal că parcă nu-ți vine să cumperi o mașină electrică. Ideea în felul următor. După cum spuneați dumneavoastră, oarecum noi, parcă nu știu, parcă suntem ocoliți, nu știu ce se întâmplă. Venindu-mi ideea asta și studiind, găsesc că și în prima fază am zis că hai, poate să încercăm varianta, hai să zic eu, Kaufland. Deci cei de la Kaufland au făcut oarecum o linie, vor avea stații de încărcare, au început în vest, deja au, tot așa gratuite, da, cu încărcare gratuită pentru clienții care vin la magazin. Da? Te duci la Kaufland, îți încarci mașina și cât ai făcut cumpărăturile, pui cuplezi acolo și până cât ai făcut cumpărăturile, s-a încărcat. Și de aici, așa, sincer vă spun, am sunat și am încercat cumva să schimb domnule. Totuși aveți Suceava, deci au proiect. Deci sunt proiecte, cred că la anul se implementează. Ai Suceava, ai Iași,
ai Bacău, ai, deci făcut cumva Shaolin. Și am spus, dom'le, dar te la Iași, la Suceava, dacă pleacă cineva, ce faci? O să dai ajunge. Deci ceva se întâmplă, nu se întâmplă, deci Pașca nu e ocolit. Pentru că totuși magazinul de Kaufland de la Pașcani îi are o... Nu doar, și E.ON-ul, că... și Rompetrolul, și mai... Și am văzut că cei de la Kaufland nu vor să împiece în chestia asta, am zis că hai, dăm, încercăm noi să încercăm. Ar trebui făcută, nu? Bun, că... sunt proiecte în așteptare. În așteptare. Cum când vor intra în dezbatere? Aștept și eu, chiar am să sun la secretarie, că deja cam au depășit termenul. N-am spus nimic pentru că era un termen, dar acum au depășit sigur câteva zile. Și de acum nu știu dacă... Aceeași inerție. Da, lăsate acolo, așteptăm, sunt, nu știu, pionii la vizat, la... Da, nu știu, e așa, o liniște, o letargie, o... nu pot să-mi dau seama. Bun, ce deci aveți câteva proiecte pe care le urmăriți. Nu mai zic cât, cum complet, cât am, ca anul ăsta, în sfârșit am reușit și cu parcare de la Piața din Vale, știți cât m-am chinuit și acolo. Nu știu câte telefoane am durat și ăla un an și ceva, credeți-mă, un an și ceva de când am început acele întâlniri de avățaminte, am fost, am vorbit cu cei din piață, am avut multe până am reușit să punem două semne în circulație. Deci e inadmisibil. Inadmisibil. Da. Deci aveți o serie de proiecte, unele în derulare, altele așteaptă să fie măcar dezbătute și poate aprobate. Intervențiile dumneavoastră, propunerile dumneavoastră, de cele mai multe ori nu sunt pe plac unor consilieri locali. E un fel de concurență, se vede în Consiliul Local. Cum vedeți dezbaterile care au avut loc și au loc pe marginea propunerilor făcute de dumneavoastră? Eu am încercat de fiecare dată când am luat cuvântul să spun numai adevărul și să nu încerc, nu știu, poate de multe ori chiar am pierdut voturi, pentru că văd foarte multe declarații a unor colegi de-a noștri din Consiliu. N-ai să vezi că cineva spune adevărul ca să nu deranjeze, să nu pierd vot, cum le spun. Le-am spus, chiar le-am spus de multe ori. Vă teme să vorbiți pentru a nu pierde voturi. Eu nu mă tem. Dacă îi să nu fie să mai ajung în Consiliul Local sau îi să nu fie să ajung în anumite poziții, nu o să fie. Dar atâta cât sunt aici, n-am să fiu ipocrit și n-am să mint. Da? Nu vreau să... Și văd că foarte mult... Dacă nu o să se înțeleagă că trebuie să privim adevărul în față sau în ochi, să zicem așa, și să luăm realitatea de fapt, să avem probleme. Sunt subiecte grele care au fost evitate și încă mai sunt evitate. Și încă mai sunt, da. Unul dintre ele, regia de termoficare. Ați invitat la discuții, la dezbateri. Subiectul a fost amânat până când, iată, a explodat, să spunem așa. Sunt și alte subiecte la fel de importante care trebuie puse în discuție, trebuie asumate de către consilieri. Cum vedeți această situație? Adică, până la urmă, consilierii, politicienii au venit, au solicitat un vot, au obținut un vot, cetățenii i-au trimis pe cei 19 consilieri, inclusiv pe dumneavoastră, în Consiliul Local pentru a dezbate, a pune în discuție și a rezolva astfel de probleme și se întâmplă ca, iată, de cele mai multe ori, subiectele importante să fie amânate, să fie îndepărtate, tocmai pentru a nu pierde voturi, tocmai pentru a nu deranja, să spunem așa. Păi, aici e problema, că de fiecare dată am sezizat fenomenul ăsta, că toți se pierd să nu pierdă voturi, că într-o măsură sau alta, bine, poate eu am și avantajul, dar avantajul că n-am mai fost până acum, sau partidul din care fac parte n-am mai fost reprezentat și n-am avut oarecum detras unele, da, unele punoase din cauza altor politicieni. Dar haideți să vedem adevărul. Da, au fost colegii noștri dinainte, că văd, nu știu dacă am văzut multe abordări când e vorba de realizări. Da, dar știți că mandatul colegilor noștri s-a făcut. Când e vorba de nerealizări, pierde așa, nu știu, se delimitează efectiv, da, de colegilor dinainte. Și acum nu mai știu în care partid fac parte, ăla mai nou, ăla vechi, deci nu se știe. Haideți să fim, cum spun eu, integri și corecți, să privim adevărul, să ne asumăm unele lucruri, pentru că și eu, venind în PMP, mi-am asumat și eu unele lucruri. Precum, dacă luăm tăierile de salarii, da?
Eu nu eram în partid atunci, era, dacă vă aminte, era, să dau un exemplu, era domnul Bodoașcă. Deci dumnealui ar fi trebuit să fie cel tras de urechi. Ei, eu nu eram și, dar am venit la PNP, îmi asum și bunele și rele. Deci asta, trebuie să fim corecți. În primul rând cu noi și după aia... Bun, dar nu domnul Bodoașcă tăia salariile. Nu, dar zic, da, mie mi se reproșează că eu fac, sunt în partidul domnului Băsescu. Și cumva, și domnul Bodașca a făcut parte din... Da, a fost în, el a fost în PDL. Da. Am înțeles. Și cu fuziunea a ajuns în... Bun. A fost un an dificil, un an greu pentru administrația locală, pentru dumneavoastră ca și consilier local? A fost greu. A fost pentru că, v-am spus, eu oarecum am coborât pe teren și a trebuit să muncesc, da? Am văzut, chiar îmi doresc să schimb conceptul ăsta de consilier local. Am zis că dacă tot l-am asociat cu consilier local jucător, dacă tot dacă am avut un președinte jucător, da? Să facem și un consilier local jucător. Adică haide să ne implicăm. Nu vrea administrația sau nu vrea, nu poate, haide să împingem de la spate, pentru că dacă încercăm să facem ceva, nu știu, poate s-o trezi, nu știu, facem cumva, dar dacă stăm și numai dăm sfaturi, nu se întâmplă nimic. Ați făcut și compromisuri? Vă întreb asta pentru că de cele mai multe ori sunteți acuzat că ați părăsit opoziția, adică alianța cu liberalii, și că, iată, ați coalizat cu partidul aflat la putere, cu PSD-ul. Nu, eu știți ce nu înțeleg eu cu ce înseamnă asta a fi PSD-ist? Adică ce este cel mai rău din lume? Da, într-adevăr, cei de la PSD, și mă refer la conducerea centrală, au probleme lor cu justiția și eu am manifestat în sensul ăsta. Culmea că cei care mă acuză că eu sunt PSD-ist, nu erau în stradă atunci când eu mergeam și manifestam atunci, dacă vă ziceți, amintiți cu... La mitingul la PSD anti-Dragnea. Da, și așa și cu ordonanța 13. Eu am fost în stradă și n-am văzut niciun anti-PSD-ist atunci în stradă. Dar știți cum v-am spus, e mai ușor în tribună când trebuie să vorbești. Ideea e în felul următor, că e greu că, într-adevăr, trebuie să faci compromisuri. Pentru că astea, până la urmă, le faci în familie, da? Ca să fie bine, ca să nu te cerți cu nevasta sau poate o chestie, nu știu. Compromis fac și în familie. Și când privesc copiii, și când, pentru că tu ai o mentalitate, ai crescut într-un fel, copilul deja îi văd altceva, ei și știți cum este vorba aia, pe vremea mea așa era, da? Nu mai, pe vremea mea a trecut, vremea lor. Ei, și oarecum e un compromis să le să meargă pe drumul lui, da? Până la urmă, ca să nu, că toți ne dorim să fac copiii să facă exact ce vrem noi, nu altceva. Ei, au și ei personalitatea lor și despre asta e vorba. Și aici trebuie să faci, cum o faci în familie, trebuie să faci și în societate. De această dată în interes public. În interes public. Și aici, de exemplu, eu eram în alianță cu cei de la PNL, da? Și am spus-o de nenumărate ori. Cei de la PNL nu votau, deci noi fiind în alianță, nu votau... cum spun eu, proiectele mele. Deci erau unul sau doi care se abținea sau vota împotrivă. I-am lăsat și la un moment dat și plus de asta, eu am votat la toate proiectele lor, indiferent dacă au avut sau nu sincope, da? Deci am votat indiferent, deci efectiv n-am mai spus nimic. Și au avut și ei probleme, pentru că de cele mai multe ori, dacă vă aduceți aminte în Consiliul Local, când cei de la PSD îi atacau pe anumite probleme, așa, erau reale, deci erau chiar pe bune. N-am spus nimic, am făcut compromisul și am tăcut, da? Adică de ce? Un compromis e mai rău decât celălalt compromis. Nu văd care e compromisul. Deci care e mai rău și care e mai bun. Pentru că asta este, v-am spus, ca să poți să realizezi ceva, pentru că altfel nu poți, nu poți. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva minute. Ce urgență aveți? Romul sau femeie, dureri din pic, greutate în respirație, grăbiți-vă. Exagerat. Nu mă doare inima. Sunt doar puțin răcită. Dar m-am gândit că așa ajungeți mai repede. Sper că nu e nicio problemă.
Apelurile abuzive la 112 pot ucide. Urgența este pentru urgențe. Conform statisticilor, elevii tăi au 70% șanse să asiste la bullying în școala în care predai. Ce ai vrea să facă ei într-o asemenea situație? Ai vrea să facă asta? E cel mai ușor. Ai vrea să facă asta? E cel mai distractiv. Sau ai vrea să facă asta? Ceea ce e, de departe, cel mai greu. În mare parte, ce o să facă depinde de tine. Tu ce o să faci? O să înveți să devină niște tipi oarecare, niște bulii sau niște eroi. O campanie anti-bullying, salvați copiii. Da, am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Invitatul meu de astăzi, domnul Sorin Olariu, consilier local PMP. Am trecut în revistă, să spunem așa, proiectele domniei sale din acest an. Haideți să vedem ce perspective, ce proiecte aveți pentru anul viitor. Un an, am mai spus, un an complicat, provocator pentru aleși locali, pentru că este anul în care sunt programate alegeri locale și alegeri parlamentare. Dar, în special, cele locale vă interesează. Veți mai candida? Da. Deci, vă doriți un nou mandat de consilier, da? Veți candida și pentru primărie? Sigur, voi candida și pentru primărie. Și pentru primărie. Vă întreb asta pentru că se discută, discuțiile sunt din ce în ce mai serioase, se fac calcule de posibile alianțe pe dreapta, mai ales, având în vedere că fiecare vot va conta în alegerile de anul viitor. Așadar, spuneți că veți candida cu siguranță și nu veți face parte dintr-o alianță de dreapta sau cu PSD-ul. Nu știu cum vor fi discuțiile celor la centru, dar din punctul meu de vedere va fi foarte greu într-o alianță pentru mine. Și mă refer la alianța cu PNL-ul, că dacă e o alianță de dreapta, clar, PNL o să așa mai... Pentru că în timp, ați văzut și dumneavoastră, cei de la PNL au ajuns cu mesajele până cu jignire până la persoană, da? Și aici pot să vă dau și un exemplu. Mi-au spus și speță domnul Bodaș, că mi-a spus mie personal că eu sunt o rușine pentru rasa umană. Și acum vreau să-l văd eu pe domnul Pintilie, pe domnul Bodaș, pe ceilalți, cum vor putea sta la masă cu cineva atât de rău, atât de, nu știu cum să-i spun. Eu sunt curios să văd dacă vor putea sta la masă. Fac o alianță cu mine în persoană. Și mai zic că mai sunt și pinusele niște domni care iarăși au mai adus niște jignii. Na, în fine, îs curios să văd când o stea la masă, dacă o spată, pentru că vă dați seama, eu rău suprem,
din lumea asta, poate ei se pot asocia cu așa ceva. Eu înțeleg. Nu cred că ar putea. Pe subiectul deci, rămâne deschis, înțeleg că ușa rămâne deschisă pentru eventuale discuții. Rămâne deschisă, dar vor trebui să explice unele chestii, pentru că nu poți să stai. Eu așa văd lucrul, eu sunt altfel, deci nu pot să jignesc pe cineva și mâine să-i spun, mâine să te pup. Nu pot, asta e. Scuzele ar folosi? Nu știu dacă ajută, pentru că eu n-am jignit pe nimeni la persoană. Deci dacă au fost unele acuzații de fiecare dată venit, am avut și documente. Deci nu am, așa sunt multe chestii, vorbe, povești și așa mai departe, pe care le știu. Dar dacă nu am un document, nu am ceva în spate, nu vorbesc, da? Public. Da? Bun, dar dacă PSD-ul se gândește la o alianță cu dumneavoastră, cu PMP-ul pentru viitoarele alegeri, care sunt perspectivele? Ușa este la fel de deschisă sau cum? Nu știu, nu pot să vă spun nimic deocamdată. Vedem care e mesajul la centru, discutăm, trebuie să vedem și noi. Știți cum să fac calcule și așa mai departe. Deci deocamdată da? Deci sunteți în zona de așteptare. Suntem, așteptăm, da. Vedem ce și cum. Bun, oricum, în câteva luna viitoare, ianuarie, cel târziu februarie, ar trebui ca lucrurile să fie clarificate, pentru că fiecare politician care dorește să candideze se anunță, își face da, lansare, lumea ar trebui să știe despre ce este vorba. Așa cred și eu, cumva la sfârșitul februarie trebuie deja să fie. Ce așteptări aveți de la aceste alegeri? Ce credeți că se va întâmpla? Ce credeți că va reuși să obțină PMP-ul? Va obține mai mult decât până acum? Eu personal, sincer vă spun, deci minimul pe care eu îl doresc ar fi undeva să fie, hai să zicem, trei consilieri și nu vreau să fiu oarecum să pară optimist. Dar eu zic că am muncit, mi-am făcut treaba. Și cu măcar încă doi colegi să reușim să avem ceva de spus. Pentru că îmi doresc ca în Consiliul Local să nu mai aibă nimeni, și nu numai Consiliul Local, majoritate. Să nu mai aibă și la nivel guvernatorial să nu aibă nimeni majoritate. Deci este o aberație, dar asta este, asta este votul, asta a fost voința poporului. Este foarte probabil ca viitorul Consiliul Local din Pașca să fie colorat. Să fie cât mai colorat, să fie minim două, dacă nu trei partide, pentru că orice proiect, orice discuție va fi, să toată lumea să-și pună amprenta, pentru că vedeți că apare o chestiune de așa, adică un compromis fie cel mai mic, adică nu poți să văd. Domnule, hai că nu știu, nu cedezi, dacă vrei să schimbăm, o schimbăm, dacă nu, nu, la revedere. Dar orice proiect va necesita o înțelegere, o discuție exact, și o înțelegere exact, între exact, părți. Exact. Ceea ce până la urmă aparent ar duce la un blocaj, dar ar putea să schimbe lucrurile, fundamental, adică chiar ar fi o provocare pentru toate partidele să contribuie la proiectul respectiv și să fie implementat. Eu cred că este o abordare diferită și care ar putea să aducă... Nu cred că ar duce la blocaj mare parte. Știți de ce? Pentru că atâta asta timp cât... Asta este retorica. Asta e... Eu vă spun cum cred eu, că dacă s-ar discuta și nu ar fi, cum spun eu, interese personale și ar fi doar cele de... ale comunității, nu cred că ar fi o problemă, pentru că, dau și un exemplu, vă aduceți aminte cu centrul de recoltare. De două ori a fost pe masă și a fost respins. Ei, în momentul când am ieșit din alianță cu PNL-ul și am intrat cu PSD-ul, am avut discuții cu domnul primar și am explicat altfel, deci altfel am vorbit, altceva, deci e altă... Și au înțeles până la urmă că este nevoie. Nu au avut fonduri să ne ajute cu asta, dar eu sper că... Și dezideratul meu este încă nici nu am mai înaintat că aș fi vrut să facem în paralel cu centrul de recoltare și un centru pentru dializ, pentru dializați, da? Ei, de acum este timpul scurt numai, dar de asta îmi doresc să avem cât mai mulți consilieri, eventual un minim viceprimar, varianta mea, și de acolo să construim, da? Să avem ceva de spus, ca să putem impune proiectele, să putem impune finanțări, da, a proiectului nostru, că așa e greu și frustrant în același timp când vezi că se aprobă un proiect și stai să te uiți la el. Am înțeles. Efectiv. Deci, proiecția dumneavoastră este pentru 2-3 consilieri și funcția de viceprimar. Asta este un minim, da.
Noi vrem maximul, dar știți cum e. Păi maxim, ce? Funcția de primul? Eu îmi doresc, știți cum, să creștem încet, pas cu pas. Deci nu-mi doresc mâine, cum visează mulți, am văzut, vreau să fiu primar, că eu am să fac. Nu. Care este noi vrem să demonstrăm că merităm. Deci eu, prin faptul că am muncit, vom demonstra, deci am vrut să demonstrez că merităm mai mulți consilieri, cât ori fi, nu știu, 2, 3, 4, 5 și mai departe, și de acolo iarăși să muncim și din nou să merităm că vrem maximul, da? Care este pulsul în stradă? Să demonstrăm. Care este pulsul în stradă? Dumneavoastră vă întâlniți în special cu cei din cartier unde locuiți, unde aveți afacerile și într-un fel v-ați asumat să-i reprezentați. Cum percep oamenii, nu doar cei din Fântânele, dar și ceilalți pășcani, cum percep acțiunile dumneavoastră? Să știți că am foarte multe persoane, mai ales din Fântânele, care mă spun de fiecare dată, când e de toaletat un copac. De astea nu le mai spun. Vin și vă caută. Astea, da, astea, știți, becuri de schimbat, fel de fel de canale, fel de fel de chestii. Văd că am reușit problemă și cu canalul ăsta, doar tot pentru cei din Fântânele. Și sunt mai multe. Balastru pe aici, pe acolo. Am mai avut o familie mai săracă, am fost și am vorbit la primărie, la urmă i-am dus o mașină de balastru acolo, i-am mai dat eu vreo câțiva sași și mie și-a făcut treaba. Și așa se rezolvă treburile, dar implicându-te. Deci vin și vă caută, da? Vin și mă caută. Nu mai zic, acum începe iarna. Ce să mă spun eu? Domnul Ariu, hai, vă rog, cum o spuneți, că la un moment dat i-am zis că sunt eu viceprimar, cum mă sună pe mine, că sunt străzi unde nu intră plugul. Și eu, domnul Popa, hai, vă rog, mă, știu că vă încurcă, au și ei traseul lor, dar vedeți da, acolo, nu e rău deloc, pentru că, până la urmă, asta trebuie să fie relația, așa trebuie să fie relația între cetățean și consilierul local. Ați avut o propunere și chiar nu înțeleg de ce n-a fost concretizată, ca fiecare consilier să-și asume o anumită zonă, adică să fie un fel de corespondență între zonele și zonele municipiului și reprezentanții în consiliul local. Eu la un moment dat am mers... A fost refuzată această propunere. La celelalte alegeri, eu am mers mai departe cu un an de zile înainte de alegeri, cu un an și... I-am trimis o scrisoare lui domnului președinte Radu Ioanici și domnului prim-ministru Ponta. Să gândească la o variantă ca, cum spun eu, tot ceva de legat de zonele astea. De exemplu, pe card, cum avem noi, pe secția asta de votare, spunem două secții de votare în zona Fântânelii, da? Ok. Să fie aleși, acolo să candideze pe zona asta doar cei care domiciliază acolo. Adică consilierul meu să fie fix din Fântânelii. Da? Acum la noi în Fântânele s-a nimerit că eu sunt acolo, dar pot fi mai mulți consilieri într-o zonă și el ar trebui să ocupe de zona, nu știu, tot domeniul. Da, nu știu în ce măsură electoral poate fi schimbată chestiunea Bun, asta. Bun, eu am zis că am mers mai departe, mult mai greu, știți cum eu am încercat. Dar putea fi rezolvat în consiliul asta, local, adică 19 asta, la număr, puteam exact. Să-și asume, nu? Că mulți, domnule, că nu e chestie legală sau nu ceva de genul. Ce este legal să spui, domnule, mă interesează? Dar nu trebuie, însă că facem noi, ne punem la masă și spunem, domnule, uitați aici, pe secții de votare, da? Eu sunt din Fântânele aici, tu unii scopi, dacă ești de acolo, tu de acolo, de acolo. Și ceilalți care rămân, s-o domeni, Boștin, măcar cât de cât, pentru că, v-am spus, sunt și din Luncă m-au sunat asta iarna cu dezăpezirea. Și din Luncă, și nu mai zic prin oraș, cu străduțe de-astea mici, hai, vă rog frumos, că tot am fost la primărie și așa mai departe. Și tot cu balastări, iarăși la Găștești, am câteva străzi. Și am stat, nu știu câte telefoane trebuie să dau, ca să pun și alea, străduțele alea, să le pun pe lista de balastare. Ei, lumea sună pe cine poate, dacă vede că problema nu este rezolvată. Sunt convins că o suna și la primărie, cu atât mai mult, cu cât primarul e din Luncă. Eu asta am spus. Eu m-aș fi așteptat chiar din partea colegilor de la PNL să nu fie reticenți. Și chiar cea mai mare reticență, deci ei oarecum au... între ghilimele, apostrofat această propunere, da? Pentru că și la PSD n-au spus nimic, ei au sărit că nu-i bun, că treaba consilierului e altă. Dar dacă vedem că nu se întâmplă, nu se face mica, haideți să facem ceva. E nevoie, simțiți că e nevoie de o reformă administrativă la Pașcani, având în vedere și experiențele din legislativ, din Consiliul Local, dar și o fotografie, cred eu, destul de exactă în ceea ce privește serviciile din executiv.
Da, linia executivă trebuie neapărat o reformă, că nu se mișcă nimic. Deci, exact cum am vorbit și pe varianta CSM, că acolo dacă ai directorul de 8 ani și nu se întâmplă nimic, așa este și în administrație. Nu se întâmplă nimic, trebuie schimbat din temelii. Reorganizare, am mai spus-o. Reorganizare. Eu vorbă în rândul funcționarilor. Noi schimbăm primarii, ei vin, pleacă politicienii, noi rămânem. Cum pot fi... Da, nu cred că... Sincer vă spun, eu nu mă aștept, n-aș avea nicio problemă. Reorganizare și concurs și la treabă. Și mai mult la muncă, mai puțin la birouri. Da? Și știți cum văd eu lucrurile? Simplu, raport zilnic. Deci fiecare funcționar să facă ce ai făcut tu astăzi. Cât este bine? La final de, cum spun eu, la ora, când ai terminat programul, la 15:30, scrie pe o hârtiuță. Astăzi, la, așa, am vorbit la telefon cu Xulescu despre așa, deci e o foiță jumătate într-un A4, da? A scris câteva cuvinte că ce ai făcut tu astăzi, că eu vă spun că acum sunt alții care nu au ce pune pe o foiță de A4 în două luni. Da? În două luni, nu într-o zi. Privat. În mediul privat nu ți poți permite să ții oameni care nu produc, care nu fac. Cum explicați că în mediul public, în administrația locală, pe salarii destul de ok în momentul de față, sunt astfel de situații și deloc puține? Pentru că li se permite, v-am spus. Dar, din punctul meu de vedere, v-am spus, o reorganizare și raport zilnic la fiecare. Și să am un caiet de la, știți cum era la cartonat studențesc. Riscați să rămâneți fără funcționar. Dacă îi puneți raportul da, în fiecare zi. Atunci, da, nu-i mult, e 5 minute. 5 minute. Păi, dar dacă n-am făcut nimic, ce să pune? Păi, despre asta e vorba. Și atunci eliminăm, pentru că dacă tu vii mie cu un raport de asta, foarte bine te poți sancționa. Și așa, dacă nu, nu ai cu ce să-l sancționezi. Dacă n-am făcut nimic, spun că mulți domne, funcționarii publici sunt foarte greu de afară. Nu sunt greu. Dar dacă... E realitatea demonstrează că așa stau lucrurile. Realitatea, dar depinde cum îl dai, că dacă spui, azi vii, un avertisment, n-ai făcut nimic, avertisment, avertisment, e ca legal, nu. Dar într-un an de zile ai rezolvat problema. Știu că e greu, dar iarăși, din nou, muncă, implicare. Bun. Ce proiecte aveți pentru anul viitor? Cu atât mai mult cu cât lumea este atentă și pot fi interpretate proiectele, să spunem așa, cu promisiuni electorale, având în vedere că este an electoral. Da, eu am să fiu oarecum la anul mai scurt, în sensul că nu pot să-mi asum eu că voi construi tot orașul, cum am să văd, vor veni cu fel de fel de propuneri și noi vom face orașul. Nu, eu vreau să-mi văd oarecum așa, la nivelul meu, da? Nu neapărat la nivel, dar zic, ce aș putea eu face să se și întâmple, da? Pentru că numai așa să vorbim, e pompos. Îmi pune două liste și citim acolo în Consiliul Local, până obosim și nu se întâmplă nimic. Că vedeți că stau și mă uit la cele care au trecut chiar anul ăsta, mai că nu s-a întâmplat nimic. Știți? Și doar câteva dacă le e așa pe o listă, ai 5-6 obiective. Dar îmi doresc pentru anul viitor să rezolv problema cu stadionul de rugby. Da? Avem gazon și să putem să avem competiții. Da? Și încă o chestie care zic eu importantă, mai am niște propuneri pentru, nu mai am timp anul ăsta, dar în ianuarie le voi face. Adică nu știu dacă mai, știți, cu Crăciunul, că nu știu dacă o să mai fie ședința circulației. Vreau să propun din nou să facem un studiu, să vedem cum facem cu strada Izvoarelor, sens unic acolo, neapărat că este Jale, și o bucățică din Mihai Eminescu. Până la magazinul lor imers, din Izvoarele până acolo, bucățica este acolo, că aia tot timpul e blocată și ar trebui cumva să vedem cum se spune așa și mi-aș mai dori cel mai mult și cel mai mult tot așa, un studiu de fezabilitate pentru piețe din deal și în vale și mă refer la parcări supraterane pe structură metalică. Avem exemplu de la Roman, unde ai structura metalică cu parcarea, pentru că nu numai pentru parcarea, ai și locuitori. A fost un dezastru în zona respectivă, cu parcările,
Tradus, este parcă e mică acolo, zona Alia Farm, așa, tot timpul e aglomerat. Nu e un subiect care... Și să vedem, împașcat... eu cred că, acum nu știu, piața din deal cât e difezabilă, dar până la urmă se poate face un studiu de fezabilitate, că despre asta e vorba, fiind o zonă mai mică, dar în piața, în vale, eu cred că merge fără nicio problemă. Deci, eu, cum spun eu, ai prins doi iepuri, să zicem. Este un subiect care merită să fie discutat. Ai acoperit zona și ai și rezolvat problema. Merită, deci, să cam fie, astea sunt mari. Merită să fie discutat, pentru că Pașcaneu a ajuns la saturație, este plin de mașini și nu avem administrația locală, nu are nicio perspectivă. De exemplu, din perspectiva asta a circulației foarte aglomerate din zona asta, am o propunere de la cei care, de la transportatori din Pașcani. Și am zis, domnule, noi aducem copii la școală, navete de ăștia mai mici, și îi aducem, care fac navete? De 4, de 5 ani, de 4-5 ani, de, sunt mici, clasa 2, 3, 4, 5 ani. Și lasă în zona aia la Miron Costin, deci nu avem să parcăm. Ne roagă părinții să-i lăsăm acolo, riscăm. Ne-au mai certat și cei la poliția comunitară și cei la poliția locală și poliția rutieră. Părinții nu vor să-i duce până la autogară, pentru că distanța mare de la acolo. Da, da, ne roagă da. Să-i lăsăm acolo. Ei, încurcăm circulația și acolo, dacă s-ar putea face o alveolă cât de mică acolo, un spațiu verde renunțat pentru câțiva metri, să facă o alveolă unde să fie stații pentru așa ceva. Deci, vedeți, sunt probleme de rezolvat și mai sus, acolo, la Fântăriere, mai avem iarăși la cum faci dreapta spre Kaufland, cum ești de aici la IRE, iarăși la fel, acolo oricum opresc, blochează. Și acolo ar trebui făcut o alveolă, da? Astea sunt discuții, dar vedem. Suntem... Încercăm... Păi, sunt convins că ianuarie, februarie, vor fi luni de foc, se va discuta... Trebuie să fie supus dezbaterii și proiectul de buget și lista de investiții. Să vedeți atunci bătaie, fiecare va veni cu lista de priorități, de investiții care să fie într-un fel bugetată din puținii bani pe care i-are administrația locală. Nu, eu cred că ar trebui să ne limităm la, v-am zis, eu am să promov doar asta, stadionul și cu parcările, studii de fezabilitate pentru parcările subterane. Pentru că, haide să vedem un pic și să ne uităm și în buzunar, că așa putem să fim populiști, nu e greu. Deci spunem, asfaltăm toate străzi în oraș, le trec pe acum, pune așa, și le trec și... Asta înseamnă să rămânim în aceeași logică și a populismului fostului consilier. Eu zic că hai să ieșim din zona asta, să spunem adevărul și să vedem cum ce e de făcut, dar pe bune, nu eventual un plan, domnule. Ne punem la masă, dar uite că nu mai reușim, că ați văzut până acum, am avut atâtea propuneri să ne punem la masă, să discutăm. Da, se pare că n-ai cu cine. Da, cred că ăsta ar trebui să fie principalul proiect. Disponibilitatea pentru dezbatere și dialog, mă refer la consilierul local, pentru că dacă vor fi discuții serioase pe marginea proiectelor, pot fi găsite și soluții. Vă spun că de cele mai multe ori blocajele apar și în zona executivă și pentru faptul că în Consiliul Local sunt aceste războaie politice care nu se mai termină. Se uită funcționarii și pe bună dreptate, doamne, dacă nu și asumă ei consilierii locali, dacă consilierii locali sunt într-o vânătoare permanentă, unii contra celorlalți. Păi noi, funcționarii, de ce să ne asumăm? Și sunt astfel de blocaje, rămân în așteptare, așteaptă să treacă alegerile și așa mai departe, tocmai pentru a se proteja într-un fel. Aici aveți dreptate cu asumarea, pentru că sunt chestiuni care trebuie să le mai asumăm și noi, adică să mai facem și compromisul să le asumăm, pentru că vin din urmă și au efectul bulgărului de zăpadă. Și ați văzut cum tot am tăcut, nu s-a făcut nimic, eu tot le-am mai spus și dinainte, și varianta RGCL și spitalul și mai. Și când s-a făcut bulgările mari și ne-a spart ușa, atunci hopa, suntem că nu știu ce. Și bun. Asta trebuie să avem capacitatea să înțelegem și ne punem la masă și se rezolvă. Numai dacă trebuie să stăm la masă să vedem, să ascultăm toate părțile, pentru că întotdeauna nu se știe niciodată. Și sincer, vă spun, mergi pe stradă și întâlnești cu un cetățean și nu știu, are el o problemă acolo și de cele mai multe ori vin și cu soluția corectă. Deci iau soluția. Deci nu mai trebuie implementată, deci nu trebuie să-ți bați cap. Nu mai trebuie ascultat. Niciun inginer de nimeni, niciun arhitect de cine. Sunt oameni care știu exact ce trebuie făcut, doar trebuie ascultat, exact cum a spus dumneavoastră. Bun.
Suntem aproape de sărbătorile Crăciun și Anul Nou. Am câteva întrebări specifice. V-ați pregătit listuța pentru Moș Crăciun? Ce dorințe aveți? Ce așteptări? Ce așteptări aveți? Sincer vă spun, chiar mă gândeam zilele astea. Eu, pentru mine, cel puțin și Moș Nicolae și Moș Crăciun n-a venit totodată. Odată că mi s-a împlinit, cum spun eu, mi s-a aprobat acest proiect, hai să zicem așa, cu sensul giratoriu la Kaufland și Moș Crăciun oarecum a venit cu desaga plină, ținând cont că am obținut tot utilajul de aici, de în zona unde facem săpături la stadion și acolo și pe fântânele, așa că eu ce pot să mai doresc? Asta în plan administrativ, dar în plan personal? Da, sincer, nu mai când am trecut de vârsta când mai credeam în Moș Crăciun. Vă aduceți aminte când erați copil ce cadouri frumoase ați primit? Cele mai frumoase cadou care le-ați primit? În general erau jucării, dar știți cum era pe atunci. Erau cadourile practice. Un plover, bine, erau oarecum mai deosebite, nu erau alea un plover mai frumos sau ceva îmbrăcăminte și jucării, cam astea erau. Nu mai zic că mai vedeam portocale, o banană, că atunci era... Așa erau vremurile. Erau, da, era că mă vedeai... Nu se mai trebuia nimic dacă vedeai o portocală sau o banană sau ceva gen, sau câteva banane acolo. Deci celelalte oarecum erau puse în umbră. O ciocolată... Acum sunt așa banalități. Mai. Acum aia să... Petreceți Revelionul, sărbătorile acasă sau v-ați luat bilet de avion plecat în străinătate? Nu, de fiecare dată acasă. Deci nu am... O singură dată, cred că în viața mea am făcut asta și nu... Nu mai repet. Acasă nu. Nu am eu de-astea cu chestii de-astea exotice, nu. Acasă. Cu o vrătură, cu... Eu am pregătit, am tobă, tălânci, mergem cu ratul, dintre astea, nu. Da? Chiar mergeți cu ratul? Tradițional, da. La cunoștin, la mai mult la neamul. Da, 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 în familie. În familie, da. Bun. Aveți un mesaj pentru pășcăneni de sărbători? Da, pășcănenilor doresc să fie sănătoși, să se bucură de tot spiritul ăsta a Crăciunului și se bucure alături de părinți, de copii, de frați, de prieteni și pentru anul următor le doresc să li se împlinească tot ce își doresc, da? Și sperăm și administrația să le facă mai multe bucurii. Da. Bun. Punem punct aici emisiunea de astăzi. Mulțumesc dumneavoastră pentru participare. Pe rând, în măsura în care răspund invitației noastre, vom încerca să discutăm cu fiecare dintre consilierii locali. E adevărat, unii n-au deschis gura niciodată în acești aproape 4 ani de zile și îmi este greu să cred că vor veni acum la această emisiune să spună ce au făcut sau mai bine spus ce anume nu au făcut. Dar vom încerca să discutăm cu fiecare, să avem o oglindă cât mai clară a lucrurilor care au fost făcute și care urmează să fie făcute, mai ales anul viitor. Un an, spuneam, extrem de important pentru ei, politicieni, dar și pentru noi, pentru cetățeni. O seară frumoasă în continuare!